Noi avem listele noastre Brăila Nouă și îi îndemn să voteze Brăila Nouă, care este un partid local, este un partid fără șef la centru, un partid care nu are partipriuri politice și nu are nici clienți politici, nici firme, nici oameni. Deci noi nu venim să... chiar membrii noștri nu vizează asta, nu vizează angajeri, nu au firme și nu avem firme clienți și în statutul nostru și în... în cererea de aderare, avem statuatul lucrurile astea. Nu vor promova interese proprii. Deci de asta se voteze, pentru că mergem acolo să ne facem cu toată conștiinciozitatea și cu conștiința curată treaba în Consiliul. La Consiliul Județean, nu la președinția Consiliului Județean. La Consiliul Județean, noi avem un parteneriat cu, cu Partidul Național Liberal și susținem lista Partidului Național Liberal. Pentru că noi avem o expresie locală, noi nu avem amvergură în partid mare și atunci trebuie să dăm puterea în mâna, adică trebuie să avem un consiliu majoritar și puternic care să ajute la ducerea, la îndeplinirea obiectivelor pe care și le propune președintele Consiliului Județean, domnul Cătălin Boboc, începând cu 28 septembrie.